Max, da, Minecraft pe ocean nu mai pui, nu? Adică, totuși, seria s-a închis, frate, adică, de cât timp nu poți sta Max Minecraft pe ocean? Bun, salutare toată lumea și bine ați venit la un episod din Minecraft pe ocean. Am făcut acum level 19, bine, aveam level 18, am stat puțin să fac level 19. Și hai să băgăm un... Fucking up breaking 1, glumești? Glumești cu mine? Adică, totuși, frate, un unbreaking 1 doar. Bă, dacă îmi dădea un efficiency 2, eu eram fericit. Ok, să mai băgăm un... Ok, avem efficiency 2. Iar acum trebuie să mergem să minăm piatră. Vreau să vă rog să lăsați un like dacă vreți în continuare seria de Minecraft pe ocean. Probabil știți, probabil nu, însă seria asta nu a continuat. Pentru că uitați-vă și voi, trebuie să fac rost de o grămadă de piatră și trebuie să stau ceva să fac rost de toată piatra aia. Pe lângă asta am nevoie și de un topor. Hai să facem un topor de diamond, eventual să băgăm și un enchant. Nu știu exact ce enchant putem să băgăm. Dar da, să ne facem și noi câteva unelte de diamond, nu? Adică măcar atâta să avem, având în vedere că suntem totuși la episodul... Nici nu mai știu ce episod e, sincer, de când am jucat. Nu prea am cum să știu ce episod e. Ok, am lemnul ăsta. Hai să mergem să-l folosim lemnul ăsta și să vedem după aia dacă mai avem nevoie. După care probabil o să trebuiască să mergem să strângem piatră. Îmi pare rău, dar cam asta o să trebuiască să facem în episodul ăsta și poate și în episodul următor. Sper că nu, dar posibil. Pentru că vedeți și voi, avem aici o casă în construcție care nu-i terminată și ar fi păcat să o lăsăm neterminată pentru că avem o grămadă de lucru la ea. Și poate o să joc și off-camera mai mult. Însă momentan nu prea am avut când, adică, na, chiar dacă știu că mulți dintre voi ați fi vrut ca eu să joc off-camera și acum să vin direct cu casa făcută și să, nu știu, să fac alte chestii mult mai interesante, din păcate nu am prea putut, dar o să facem totul on-camera momentan, adică poate nu trebuia să mă bag în asemenea proiect cu casa asta extrem de imensă, pentru că e foarte mult de muncă, e chiar foarte mult de muncă la ea și nu vă dați seama câte materiale... De câte materiale m-a secat casa asta, adică foarte mult stăm la mijloc și nu știu, pe breazlă aș avea gen suficient stăm, însă aici nu prea. Bun, deci hai să punem pe aici toate chestiile astea. O să trebuiască să joc off-camera, pentru că altfel nu prea putem să terminăm toată casa asta, vă dați seama că durează plus acoperișul. E gen un proiect extrem de imens. Extrem de imens. Și, na, proiectele imense, vă dați seama că se fac greu. Doamne, mai am doar un stack. Puteam să jur că o să-mi ajung, adică cine se gândea că e nevoie de chiar atât de mult lemn alb? În fine, nu știu, eu nu mă gândeam sincer. Deci casa asta o să aibă și etaj, să nu credeți că nu o să aibă etaj. Însă până atunci mai durează. Deci mai durează până facem etajul. Nu credeți că o să-l facem deja. Adică trebuie întâi să punem full stone brick și nu știu când o să am eu atât de mult stone brick încât să pun peste tot. Da, avem totuși enchantment table-ul care e destul de fain, dar nu prea avem level și nu prea știu cum să facem level, să facem XP gen. Hai să mergem să băgăm un enchant pe topor, pentru că avem nevoie de un enchant pe topor. Hai să mai mâncăm un potato între timp. Da, tunelul nostru a morții. Mai știți și voi când am făcut tunelul morții? Doamne, ce vremuri. Bine, parcă nu a trecut extrem de mult, dar eu mă gândesc, nu știu, mă gândesc la asta ca la foarte mult timp. What the fuck is this? Da, e clar. E clar. Efficiency. Băgăm un efficiency 1, măcar să avem un enchant. Deci hai să mergem să strângem niște lemn și după să strângem niște piatră. Avem nevoie de toate astea, altfel nu prea mai avea cum să ne terminăm proiectul. Nu știu exact, poate o să stau off-camera să strângă piatră. Gen, o spun pauză și o să revin. Dar hai să mergem după niște lemn. Nu știu, mi-era doar de seria asta și mi-e doar, dar vreau să lăsați și voi sugestii. Pentru că, sincer, azi duc că mai am încă o serie de survival, adică breazla, și m-o secat de idei. Adică chiar nu mai am idei. Nu mai prea am idei pentru seria asta, pentru că am pe breazlă,
toate ideile și n-aș putea să fac ceva la fel și aici, știi, că ar fi nasol, vă dați seama. Uite câte oi avem aici, foarte tare. Nu știu exact cum au ajuns ele aici, dar ca idee e ok. Bun, bun, bun. A, cel mai slab târnăcop de diamond. Târnăcop, doamne, X. Bine, nu chiar cel mai slab, putea să aibă, să nu aibă enchant, dar sau să aibă unbreaking sau ceva mai fortune. De exemplu, am avut un am avut o lopată cu fortune 3 și am încă pe breazlă parcă, deci da, nu ar trebui să ne plângem. Cel puțin nu ar trebui, dar nu prea putem să nu ne plângem. Doamne, aici avem o grămadă de copaci. Poate o să facem ceva case prin copaci. Nu știu ce să zic. Vedeți și voi că nu prea sunt copaci albi. Da, i-am luat pe toți ultima dată și nu i-am mai replantat. Deci am zis, fuck it, nu o să-i replantez. Și nu i-am replantat. Bă, cred că o să mă duc după ce iau niște copaci. O să mă duc off-camera și o să stau puțin să iau mult cobblestone. Pentru că e nevoie de cobblestone. Toată lumea are nevoie de cobblestone. Ok, hai că am găsit aici mai mulți copaci albi. Însă ar trebui să iau și saplinguri, pentru că altfel, peste puțin timp, nu o să mai prea existe aici copaci albi. Deci da, trebuie neapărat să iau și niște saplinguri să plantez prin apropierea casei mele eventual. Și să-i înmulțesc, pentru că pe viitor o să vreau să fac și niște ferme de copaci. De fapt, livezi, nu știu. Eu zic ferme și zic că e fermă și dacă e de animale și dacă e de plante și dacă e de copaci, pentru că până la urmă așa se zice cică în Minecraft. Cică, cică, da, nu știu. Cică, cică, aiga, gică. Nu știu dacă știți piesa aia, parcă era o piesă așa de la Spike sau nu știu exact, în fine. Oricum e o piesă foarte veche, parcă de vreun an, 2, 3, nici nu mai știu. În fine, hai să luăm mai mulți copaci. Ok, pe, nu știu, cred că ne ajung atâția, voi ce părere aveți? Da, cred că ne ajung atâția. Iar acum o să mă duc și o să minez după piatră. Nici nu mai știu cum ajung acasă. Și da, o să revin în cazul în care chiar găsesc. Stai mă, ce? O să revin doar în cazul în care găsesc ceva foarte tare, foarte interesant. Pentru că n-are rost să vă țin pe voi. Oricum o să vedeți voi pickaxe-ul ăsta cum să fie folosit. Să nu-mi ziceți că gen Max te-ai dat game mode sau prestii de genul ăsta. Deci nu intenționez să dau game mode deloc. Așa că vă rog, nu mai veniți cu aberații de genul ăsta. Adică vedeți și voi efficiency 2, unbreaking 2. Deci asta o să-l folosim ca să puteți să vedeți și voi clar pe ce l-am folosit, știi? Adică nu pe ce, să vedeți că l-am folosit. Oricum o să mă duc întâi acasă. Hai să mergem întâi acasă. Uite aici casa noastră șmecheră. Până o terminăm pe aia mai durează. Pac, 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 pac. Și mergem aici acasă ca să punem totul într-un chest. Adică vă dați seama că nu vrem să mergem cu full inventarul la noi. Pentru că e destul de enervant totuși să ai inventar full. Hai să luăm niște lemn, niște iron. Stai ce? Și cred că cam atât, nu? Și mai multă mâncare eventual. Aș putea să mai am niște mâncare, adică o să stau ceva timp pe acolo. Și n-aș vrea să mi se termine mâncarea, ok. Parcă aveam, ok, am 7, 26. Astea eu le-am pus la prăjit acum mai devreme. Ok, că luăm niște morcovi, chiar dacă au saturație proastă și îți dau una jumătate acum. Înainte îți dădeau 2, dar 1.8, tot schimbat. Bine, oricum, da, era poate cartofii să-ți dea 3, acum îți dau 2 jumate un cartof. Poate ca să-ți dea 3 era mult prea OP. Bun, băi, hai să mergem. Acum o să mă duc la un strat de diamante. Poate găsim și diamante. Stai, n-aveam cumva fortune? Nu mai știu dacă aveam fortune. Însă trebuie să ne uităm că în cazul în care avem fortune trebuie să luăm neapărat cu noi. Deci neapărat trebuie să luăm cu noi. Hai mă. Am un diamond pickaxe. Am breaking 3. Fortune 2, ok, luăm Fortune 2 cu noi, îl folosim doar pentru diamante, pentru că vedeți și voi că e aproape gata. Deci, hai să minăm. O să revin în cazul în care găsesc ceva sau după ce găsesc. Bun, am revenit pentru câteva momente, pentru că puteți să vedeți că am găsit diamante. Deci, nici n-am minat bine, am mers prin peșteră și am venit din peșteră și am găsit diamante aici. Hai să le luăm cu Fortune 2, pentru că momentan avem Fortune 3. Bă, da, multe diamante, am găsit 13 diamante.
O grămadă de diamante. Bun, păi o să revin în cazul în care mai găsesc ceva Bun, interesant. și ne îndreptăm acasă. Am luat ceva stone, puteți să vedeți că pickaxe-ul e consumat, să nu vin acum lumea. Max, e da game mode, Max, dar tu ai avut game mode cumva? Nu, n-am avut niciun game mode, puteți să vedeți pickaxe-ul consumat în cazul în care nu... N-aveți încredere în ceea ce zic eu. Și acum să punem la prăjit, hai să împărțim asta puțin. Hai să punem torța asta așa. Și mai punem unul, punem două aici. Bun. Pac, pac, trebuie să facem toate furnalele să funcționeze. Unde am lăsat aici parcă căulul, nu? Bine, am luat o parte din el pentru torțe. Nu cred că ați văzut partea aia pentru că am impresia că era off-camera, dar e ok. Bun. Acum ar trebui să fie destul de suficient, nu știu exact ce să zic, dar ar trebui să fie suficient cobblestone. Chiar dacă nu cred că e chiar suficient, așa ar trebui. Acum nu știu ce să zic. Bun, și asta 8 îl lăsăm pentru momentele grele. Perfect, 8, bun. Mai avem un stack, două stack-uri de cobblestone și un pic, două stack-uri și 29. Hai să luăm tot ce e aici. Facem și level cu drum, ceea ce e super bine. Să știți, hai să mai creăm noi două furnale, de fapt ai trei furnale. Le punem aici așa. Pac, pac. A, nu? Mult mai rapid acum. Și eventual să băgăm și astea, de ce nu? Bun, hai să facem lemnul, pentru că avem nevoie de lemn și hai să mergem să terminăm acolo podeaua. Oricum, pentru cei care se întreabă, nu, casa nu să fie goală, gen, adică vreau de gând să fac și camere. Nu știu dacă știți cum am făcut pe Alianța Minerilor, e o serie foarte veche la mine pe canal, nu cred că știți mulți de ea, pentru că pe atunci aveam vreo 15.000 de abonați, deci o serie veche. Însă am impresia că pe atunci am făcut o casă similară, dar acum vreau să fie ceva mai șmecher. Sper să-mi iasă. Deci hai să punem toată podeaua, că până la urmă podeaua e importantă, că oricum suntem pe ocean, fraților. Până la urmă, cui pasă dacă avem pereți la casă sau nu? Dacă suntem pe ocean, oricum e căldură. Ok, aici e toporul. Oricum e căldură, n-are nimeni stres, nu? Adică, totuși, eu sincer, vara aș dormi gen, nu știu, chiar dacă n-ar fi... Chiar dacă aș dormi gen cu geamul deschis, bine, n-aș dormi fără pereți la casă, dar având în vedere că suntem singuri pe seria asta și nu are cine să ne fure sau cine să intre peste noi noaptea, da, ok, pot să dormi și fără pereți, nu? Adică, ce mai fain decât să dormi fără pereți? Bun, hai că acum o să meargă totul repede, aproape terminăm toată podeaua asta, după care ne apucăm de pereți, știu, e foarte mult de muncă, sunt foarte multe chestii, destul de... Da, uite, am 14 diamante, aveam 13 parcă, pentru că am mai găsit, deci nu știu dacă o să mă credeți, însă am găsit un singur bloc de diamond, frate. Eram și eu fericit, bă, diamante, am găsit diamante, bine, nu eram chiar așa fericit, dar ați înțeles o ideea și pe când era un singur fucking bloc. Da, ok. Bun, hai să punem astea așa. Și hai să ne apucăm de construit. Nu, adică totuși trebuie să terminăm aici. Doamne, puteți să vedeți și voi cât ce nebunie am făcut noi pe aici. Bun, hai că ăsta merge până sus de tot. Ăsta iară merge până sus de tot. Perfect. Ok, hai că e bine. Stai ce am uitat. Am uitat acolo un bloc. Bun, da, deci o să trebuiască să punem toată nebunia asta. Doamne, mă enervează că e noapte, dar nu cred că are rost să mă mai duc acum să dorm, pentru că pierde mult timp dormind. Somnul nu e bun, frații, nu glumesc. Somnul e foarte eficient și trebuie să te relaxezi. Nu știu, gen, ar trebui să dormi în fiecare seară la 12 și să te trezești pe la 8 sau 7, dacă mergi la școală la 7, să dormi chiar la 11. Însă nu prea cred că respectă multă lume programul ăsta, adică eu sincer nu prea aș avea cum să dorm mereu la 11, pentru că n-am un program stabil deloc. Bun, hai să punem pe aici pe sus. Eu n-am deloc un program stabil și
Deci câteodată dorm pe la 4, câteodată dorm pe la 11, câteodată, știi cum mă ia somnul și cum pot. Bun, 3, trebuie să mergem cu 3. Deci ne ducem cu 3 atunci. Nebunie, frate, nu știu când o să termin eu casa asta. Trebuie să am și timp să stau să o fac, pentru că... Na, vă dați seama, nu e așa ușor să stau să și filmez 3 clipuri într-o zi, să fac și chestii pentru școală și să și stau să joc off-camera pe mai multe serii. Chiar nu e ușor, chiar nu e. Acum poate unii dintre voi este ceva genul: Max, da, mie mi-ar plăcea să stau să joc pe Minecraft pe ocean. Da, frate, da, trebuie să joc și pe Breazlo off-camera, trebuie să mai fac și alte chestii off-camera, nu pot doar să stau, mai ales că e școală. Adică eu în timpul școlii nici nu mă joc, gen, nu știu, CSGO sau nebun de genul ăsta, deci, da. Hai totuși să punem niște torțe pe aici. Nu prea vrem să se spawneze o grămadă de chestii. Ok, ca idee am făcut peretele ăsta. Și arată super frumos, chiar, chiar îmi place, o să arate bine. Vă zic eu că o să arate bine toată casa. Însă până atunci mai durează puțin. Bă, ce vrei, mă? Hai să mergem prin apă acasă atunci. Hai să mergem așa prin apă. Ar fi tare. Am găsit parcă templu pe seria asta sau nu? Parcă am găsit în al treilea episod templu. Ar fi chiar tare să mergem să batem templu ăla și să facem o fermă infinită de materialele alea marine. Am văzut eu la cineva pe un live stream, un tip din US, nu mai știu exact cum îl chema. Face pe Twitch live stream tipul. Live stream-uri de fapt. Și da, mă uitam la el așa, nu știu, random. Și am văzut ce-a făcut pe acolo și e chiar tare. Adică, nu știu. Nu știu dacă ați vrea să fac și eu așa ceva, dar... ar fi mișto. Bun, nu prea mai am stone acum. Oricum, nu cred că o să ne ajungă, chiar dacă îi pare destul de mult sau părea destul de mult. Zic eu că nu o să ne ajung. Oricum, casa asta o să fie ceva gen cu un pat și niște chestii, pentru că o să ne mutăm acolo la un moment dat. Hai. Încă e noapte afară, ar fi trebuit să și dorm, dar... na, nu-i timp, frate, pentru dormit. Nu e timp pentru dormit. Bun, hai să facem cumva să pară totul că merge mai repede. Nu știu, e o strategie. Punem așa câte unul pe fiecare. Știi, ca și cum facem două deodată. Aha, nu, vă place ideea, nu? Deci știu că nu-i tocmai, nu merge mai repede, dar așa îmi dă mie impresia, nu știu, că merge mai repede dacă pun așa tot câte unul peste tot și după aia dincolo câte unul și tot așa. Adică, nu știu, nu văd o impresie din aia ca și cum ai... ești ceva genul, mamă, uite ce repede se mișcă, adică mai avem puțin și terminăm tot. Oh my god. Spart. Perfect. S-o spart. Oh my god, eu am... păi și nebun, eu am și stone în inventar. Nici nu l-am văzut stone-ul. Mai facem o bucată. Bă, frate, cât de repede se termină. Hai să mergem cu două, na. Hai să fim nebuni și să mergem cu două. Cred că e mai rapid cu una. Na, e ok și așa. Perfect. Trebuie să facem totul să... știi, acum suntem ceva genul, hai că mai avem puțin și le terminăm pe toate, știi? Dacă puneam doar pe una, eram ceva de genul... mai avem puțin și mai terminăm asta și după aia mai avem una, știi? Da? Nu știu dacă înțelegeți exact la ce mă refer, însă e un fel de strategie inventată de mine, cred. Care nu știu dacă funcționează, dar... ok, acum... what? Ok. Răsăritul pe ocean. Ce frumos. Ok, deci aici dacă pun două de astea e perfect. Bun, vedeți că deja începem să terminăm parte din zonă. Bun, punem așa câte două. Două iar, perfect. Pac. Uite, frate, ce repede merge, adică mi se pare că merge repede, nu știu vouă.
Uite, deja am făcut asta, mai avem destul de puțin, mai avem. Deci da, cred că o să termin în... Cred că o să stau eu și o să joc off-camera, dar nu știu când. Adică am o... Urmează o săptămână destul de grea la școală pentru mine, deci nu știu dacă o să pot săptămâna asta, doar în weekend eventual. În weekendul ăsta deja se duce. Nu prea mai pot. Păi ia uite, dar nu mai avem mult. Da, păi oricum o să stau și o să joc off-camera și în următorul episod o să fie pus pereții. Deci, da, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Îmi pare rău că n-am făcut chestii foarte interesante, însă o să facem pe viitor. Eu am fost Max și până data viitoare, baftă! Pa, pa!